toată dragostea s-o simți. Toate diamantele le cumpăr pentru tine, le cumpăr că meriți. Toată dragostea s-o simți. Zi, Marichito, bine ai venit. Ești pregătit de așa ceva? Păi e pregătit, n-a avut curaj să lase geaca. Bravo! Îți dăm cetățenia română. Ești ca orice român, ține ești geaca român pregătit. Așa să stai. Mai devreme, am auzit ce ai întrebat acolo, știți? Și nu înțeleg nici chestionarii. Nici măcar cuvintele nu da, le înțeleg. Da, dar monestaria știu cum să spun. E putna. Putna? Putna aia, are da. Monestaria. Da, putna, vezi că da. Nu e asta. Care sunt resursele naturale ale României? Resursuri naturali? Resurse. Semințe. Semințe? Fetele, mă, only fetele. Fetele, are dreptate. De natural. Vine de natural asta. Perfect, Trichito. Eu îți dau cetățenia, jur că ți-o dau. Fii atent, din istorie, vrei să zic din istorie? Da. Ce știți? Enumerați doi regi getodaci. Getodaci, nu pleci, ne... Eu nu înțeleg nici că e sunari. Glad și mi-ai numărut. Nu știu. Avem noi un sunetist. Avem un sunetist, Burebista. Burebista, zi. Da. Revista. Nu revista. Revista? Revista. Lasă doar unul. Merge și cu unul la noi. Mergem. Fii atent aici. Stai că mai... Ce erau cnezatele și voievodatele? Deci, deja puncte de asta, eu pierdut la... M-ați pierdut, ia zi, bă, românilor, m-ați pierdut. Vai, foarte greu, chestionarea asta. A? E greu, foarte nu? Greu, dar n-am știut. Ce știi despre Vasile Lup? Vasile Lup? Vasile Lup? De ce râzi, domnule? Eu, nu, scuze, n-am căutat pe... Încă, n-am nu l-ai căutat. Dar să nu caut la grădina zoologii, Doamne ferește. Adică, cheamă Vasile Lupul, Lupu. Dar nu e... Avem noi un Lupu aici la noi. Okay. Ce știi despre Cristi Lupu? Asta pot să vă zic eu. Colega. Da, mă mănânce lupii, Doamne. Mă mănânce. Fii atent. Ce știi despre bătălia de la Rovine? Bătălia din Rovine? De la Rovine. Bătălia din Rovine. Rovine. La Rovine. Nici nu știu cum să pronunțez asta. Nichito, cum vrei să-i tată cetățenia? Am auzit de la prietenul meu. Deci, dacă te duci la primarie, pune domnul chestionarii pe tine. Și trebuie să treci la chestionarii bine de bine cu română. Perfect. Păi astea sunt chestionarii. Dar chestionarii e prea greu. Asta păi astea sunt de la minister luate. Wow. Uite, fii atent aici. Ce știi despre atacul de noapte al lui Vlad Țepeș? Asta știu, de asta e, cum să spun... Atacul de noapte? Atacul de noapte, domnul Țepeș a făcut ca, cum să spun, anaconda să dau bataie pe turcul. Nu știu dacă e explicat. Bravo, mă! Bravo, mă! Asta i-am învățat pe domnul. E perfect, e perfect. Eu ți-am zis că te trec. Eu te trec. Uite, ce știi despre mănăstirea Putna? Dacă spica asta, era beton. Opera lui Etienne Legrand și Bubuioc. Și Gogusteriade. Trei exemple de orașe din țara românească în Evul Mediu. Evul Mediu? Ma. Zona este? Țara românească. Evul Mediu, zona. Evul Mediu e timp, e perioada istorică. Evul Mediu. Dar ține și mie un hint, care este un oraș de la zona Evul Mediu? Eu știu. Eu știu, Târgoviște. Sighișoara, eu știu. Evul Mediu, țara Cluj, Sighișoara. Evul Mediu, eu știu ce-o fi fost în Evul Mediu. Clujul nu e în țara românească, era... Ba da, este în Arudealul Cluj. Da, dar nu e în țara românească. Țara românească e aici. Uite, ce știi despre iobagi? 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 De ce râzi? De ce mi se pare, domnule? Iobagi. Iobagi? Bag eu iobagi, sau... Iobagi erau niște... Că eu? Da, să m-am înțeles eu, scuze. Cine despre iobagi? Cine eu? Eu scot, nu iobagi. Ce să bag? Eu doar scot. Aoleu. Am început să transpir foarte mărți. Iobagi, erau un fel de... Erau un fel de sclave, așa iobagi. Scuze. Ai transpirat. Bine, hai să dau mai ușor atunci. Hai mă, să nu mai luăm cu istorie. Vei cultură? Da, da. A? Mai bine. Cultură? Da. Mai bine. Combina nu? Parte, așa. Mai bine cu cultura. Da, da. Fii atent aici. Cine a fost Petrache Poenaru? Ia. Nu știu. Petrache Poenaru? Hai că și tu ai folosit ceva ce a inventat Petrache Poenaru. Asta da. Asta e simplă. Ai folosit? Este cel care a inventat stilou pe planetă. Stilou? Stilou, stilou. Pix, așa? Da, pix, stilou. Stilou. Cu cerneală. Cerneală. Okay. Pix cu cerneală, stilou, cu peniță. Nu știu, exact așa. Bă, el a inventat, Petrache Poenaru.
Oh, n-am știut, ok. Aici este de nivelul Vuia, mă rog. Hai să vedem, să mai zicem. Primul film românesc. Eu doar știu că domnul Liviu Vărciu asta. Și Miami Beach cu asta. Scuze. Asta e. Da. Primul film românesc, Miami Beach. Da, e bun, e bun. E bun, frate, într-adevăr. Un film de succes românesc. Primul după mult timp. Și cel al lui Liviu Vărciu. Enumerați trei sărbători legale. Trei sărbători legale. Reveillon. Crăciun, Reveillon. E legal. Încă e legal. Crăciun e ziua mama. Ziua mama. Mama, cum mama, mama Zina. Știți ce vreau? Ziua lui mama. O martie. Mama, m-a dat de ei, așa. Ziua lui mama. 13 iulie, ziua lui mama. Scuze, n-am băgat cuvinte. Da, mă, doamne ferește. Și ziua copilului și astea, nu? A, da, ziua copilului și asta, da. Stai așa, stai. Hai să mai vedem. Mai vrei? Da, mai... da. Nu? Nu mai, te-am... Da, încă una, vă rog ceva. Mai vrei una? Stai așa, hai să vedem. Explicați expresia a călcat pe bec. A călcat pe bec? A călcat pe bec? Deci am călcat pe bec. Doare. Doare, da! Nu e așa? Așa are urmări, da, e adevărat. Doare, așa. Dar ce înseamnă a călca pe bec? Expresia este când faci o prostie, ai călcat pe bec. Mă doare ceva. Cum s-a spus? Ai făcut o prostie, ai greșit. Prostie, ai am înțeles. Ai făcut o greșeală călcat mare. Călcat pe bec. Ai călcat pe bec. Ok. Și ultima, da. Explicați expresia a căra apă cu ciuru. Se ude pentru mine, mai arab, nu, e română, română? Da. A căra? A cărat apă cu ciuru. A cărat apa cu ciur. A cărat apa cu ciur. Și ce e la ciur? Ciur. E o sită. Ciur e o sită. Ah, ok. Sita. Și cum e să cari apa cu sita? Mai ajungi cu apă? Cum? Că mai, mai rămâne ce apă? Ce stă apa în sită? Da. Apa nu stă în sită. Adică e un fel de... Ai făcut muncă degeaba. Da, am înțeles, acum expresia am înțeles. Este muncești degeaba. A, pentru nimic face, exact. Dacă ține așa și tot așa. Cu a, okay. Ok. Poate spică întrebările astea. Na, na. Corb la corb nu scoate ochii. Domnul, eu pierdut, am pierdut. Eu am ochelari, nu zis de nimeni. Adică, vezi, doamne, doi de aceeași tagmă nu-și fac rău. Doi oameni de același, știi, corb la corb nu-i scoat ochii. Okay. Nu se iau la, adică sunt pe... Na. Corbul e o pasăre, da. Neagră. Okay. Celălalt corb e la fel de negru. Și uite tot cu lupul, dar alt lup. Lupul schimbă părul, dar năravul, ba. Eu sunt 100% pierdut, domnul. Va, e, română nu e română normală, e mai greu. Cum mai greu, sunt niște expresii. Sunt niște, acolo, sunt niște expresii, dacă vrei. Da? Uite, mai sunt și care sunt extremele, extremele geografice ale României, adică, mă rog, cel mai, da, cel da, mai da. De nord, cel asta mai asta e de mai bine, că a fost mult oraș, da? În România, da. Uite, dați un exemplu de lac vulcanic. Lac vulcane? Lac vulcanic în România. Lac vulcane, nu e Dobroja acolo. Lac. Lac Vârcane? Nu e Sfânta Ana? Sfânta Ana. Sfânta Ana. Sfânta Ana. Sfânta Ana, ok. Dați exemple de saline naturale, uite. Târgu, o, Ogna. Saline naturale, dar Sârcevița. Slănic? Nu mă, saline. Farina? Are sare. Unde făcut de la sare? Sare. Da, da Sârcevița. E? Sau... Da? Turda. Da, Turda. Turda, Turda. Da, am trecut și acolo. Mai știi, acum învățăm și noi de la Richito. Ce flori există în Delta Dunării? Am știut de asta. Nuferi. Nu? Nu se? Nuferi. Nufer. Nuferi. 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 Asta, n-am știut cum să spun în română. Un fel de lotus, nu e lotus? A, da, cred nu? Că da. E... Nuferi, nu sunt lotus? Nu știu, da, cred că da, da, da. Da, da, da e lotus, biologie... da, floare de lotus, da. Mă rog. Cum la Turcia crește foarte mult de original. Vință-ți suflu. Vință-ți suflu. Deci, mai vrei cetățenie română? Da. Bravo. Da, cum bravo. Să e, măcar pentru faptul, măcar pentru faptul că mai vrei, informații. Eu zic că merită să o iei. Da. Baftă multă la examen. Când te duci? Când te duci să iei? Încă 2-3 ani am nevoie de lesson. E adevărat, e adevărat. Te mai așteptăm pe aici să-ți mai predăm meditații. Facem meditații, îți predăm. Da, da, exact. Special pentru asta, da. Baftă mult. Publicitate.